Bună ziua din nou! În continuare voi prezenta programul de parteneriat Hikvision Installer Partner Program, pe scurt denumit IPP. Înainte de a trece însă mai departe, aș dori să reamintesc celor care poate nu au intrat de la începutul webinarului despre promoțiile dedicate evenimentului, promoții pe care distribuitorii noștri le-au pregătit pentru dumneavoastră, precum și promoția Hikvision pentru echipamentele, pentru camerele cu tehnologie Color View Light. Aceste promoții în acest moment ar trebui să fie în inboxul dumneavoastră. Conținutul prezentării nu este foarte, foarte mult, foarte mult și foarte complicat. Voi prezenta programul IPP, voi prezenta echipa dedicată acestui program și portalul dedicat dumneavoastră. După cum bine știți, Hikvision este numărul 1 mondial în ceea ce privește echipamentele de securitate și investește în partenerii care pun accent pe capitalizarea oportunităților. Cu această ocazie dorim să vă oferim cât mai multe detalii legate de programul de parteneriat și nu numai. Programul IPP este un program bazat pe o invitație și pe un contract pe care orice companie licențiată în securitate îl poate semna și astfel poate accesa beneficiile programului. Trebuie să menționez faptul că, indiferent de data semnării contractului, vor fi luate în calcul absolut toate achizițiile pe care dumneavoastră le realizați de la distribuitorii noștri oficiali, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Desigur, trebuie să semnați contractul și să trimiteți rapoartele de achiziții. Beneficiile cheie ale programului sunt diverse și pornesc de la o diplomă de recunoaștere a apartenenței la acest program și până la acumularea de puncte bonus, puncte ce pot fi transformate în premii. De menționat și faptul că în cadrul programului aveți acces la discounturi pentru proiectele pe care le înregistrați la noi, discounturi pentru echipamente demo, promoții dedicate, evenimente și traininguri tehnice. Desigur, aveți acces la specificațiile produselor din cadrul soluției, iar toate întrebările dumneavoastră își vor regăsi răspunsurile. Programul vă permite să accedeți la un nivel superior prin atingerea unui target anual, target care pornește de la 5.000 de euro și ajunge până la 50.000 de euro, echivalent în lei, și pentru care beneficiile sunt din ce în ce mai importante. Aici voi menționa faptul că targetul nu este obligatoriul de atins. El este un target pentru dumneavoastră pe care să-l aveți ca un reper. Da? Îl puteți seta în funcție de specificul afacerii dumneavoastră. Nu este o obligație. După cum spuneam la început, Hikvision investește în parteneri, iar una din investițiile pe care Hikvision le face este în resursa umană, adică în echipa dedicată de distribuție. Echipa este compusă din Drago Jurcă, adică eu, Otilia Botezatu, care este marketing specialist, Cornel Manta, care este channel sales pentru regiunea de Est, Daniel Cook, channel sales pentru regiunea de Vest, Lian Chen sau Luca, channel sales pentru regiunea de Sud, Marius Teodorescu, channel sales pentru regiunea de Sud, cel mai nou coleg al nostru, Nicu Subodie, care este channel sales pentru regiunea de Vest, și Silviu Roman, technical engineer. Această echipă se va mări pe parcursul următoarelor luni, iar pentru semnarea contractului IPP ne puteți contacta la adresa de mail ro.ipp@hikvision.com. Responsabilitățile echipei sunt de a organiza traininguri ori de câte ori este nevoie, de a menține informațiile la zi pentru dumneavoastră, de a vă ajuta în cadrul proiectelor și împreună cu distribuitorii să câștigați aceste proiecte, practic acționând ca un singur punct de contact. Astfel, vă ajută să atingeți un nivel cât mai înalt în cadrul programului IPP. O să trecem la portalul dedicat acestui program. Este un portal care vă ajută să centralizați informațiile. Toți partenerii deja înregistrați în programul IPP în zilele următoare vor primi datele de cont pentru a activa contul online în portal. Beneficiile portalului sunt multiple, însă doresc să menționez doar câteva dintre acestea, și anume,
este un portal de tip self-service, pentru că puteți obține răspunsurile întrebărilor în cadrul acestui portal, vă creșteți eficiența prin centralizarea informațiilor într-un singur loc, de asemenea este și un magazin online, de unde vă puteți alege recompensele dorite în urma punctelor acumulate, iar raportarea se poate face foarte ușor, fie printr-un template Excel pe care îl veți putea downloada din cadrul portalului, fie manual dacă se dorește acest lucru. De ce, când și ce este? Bun, motivele lansării acestui portal sunt multiple și doresc să menționez câteva dintre ele, precum faptul că ne ajută să răspundem mai bine și mai repede cerințelor dumneavoastră, pentru că ne ajută să înțelegem mult mai bine nevoile dumneavoastră și pentru că putem recompensa performanța. Performanța pe care o putem recompensa într-un mod rapid, modern și eficient. Portalul va include de asemenea promoții dedicate, vă va permite să vă verificați performanța prin rapoarte și situații centralizate și acționează ca un hub pentru toate materialele de marketing, pentru materialele de training și pentru toate comunicările. Lansarea oficială, după cum spuneam, este astăzi. Cum arată și cum îl utilizăm? Cum ne logăm? După semnare, se vor primi datele inițiale de logare cu care dumneavoastră vă puteți activa contul, seta parola și datele companiei. Aici menționez că în acest moment, în cadrul portalului, se generează conturile pentru toți partenerii care sunt înregistrați în acest moment în programul IPP. Iar adresa unde puteți accesa acest portal este roippvision.data-hub.ro. Cum gestionăm contul? Gestionarea contului este facilă și intuitivă, având într-un singur loc partea de setare a contractelor, partea de setare a utilizatorilor și a adreselor de livrare. Recomandarea noastră este ca adminul contului să fie persoana care a semnat contractul, el putând adăuga sau modifica utilizatori și date ale contului. Cum gestionăm și trimitem rapoartele? Trimiterea rapoartelor pentru acumularea punctelor trebuie să conțină produsul, cantitatea, valoarea totală a achizițiilor și distribuitorul de la care s-a realizat achiziția. Trimiterea se face în secțiunea Documente și rapoarte și se poate face fie urcând un fișier Excel, după cum spuneam, există un link de unde se poate downloada acest template, sau se poate face manual. Istoricul acțiunilor pe care dumneavoastră le-ați făcut în urma trimiterilor rapoartelor poate fi ușor de urmărit și puteți identifica și corecta rapid eventualele erori de raportare. Desigur, și manualul de utilizare al portalului în limba română va fi disponibil tuturor. Avem rugămintea totuși ca în urma utilizării portalului să ne transmiteți un feedback în legătură cu ceea ce considerați dumneavoastră că poate fi îmbunătățit sau, dacă găsiți bug-uri, erori, să ni le menționați pentru a le putea corecta în timp util și pentru a face experiența cât mai fluidă. Cum ne comandăm premiile? În secțiunea magazin online este o secțiune ușor de urmărit, este aerisită și are o interfață simplă. Aveți posibilitatea să vă vedeți punctele disponibile, punctele din coșul de cumpărături, iar după plasarea comenzii și selectarea adresei de livrare, Hikvision primește comanda. De asemenea, veți primi update-uri în funcție de statusul comenzii. Statusuri care pot fi comandă plasată, comandă livrată, anulată, depinde de situație. O să încerc să fac un live demo al site-ului. După cum spuneam mai devreme, datorită faptului că încă site-ul este actualizat, în curs de actualizare se generează conturile pentru dumneavoastră, este posibil să apară mici întreruperi. Eu o să mă mut acum pe site, da? Sper că se poate vedea portalul. O să mă mut la un alt calculator.
Păreți video, da? Bun, sper că se observă ecranul. În primul tab avem datele noastre ca și partener, da? În acest caz vorbim de Hikvision IPP, este un cont de test pentru live demo, în care dumneavoastră vă puteți modifica în urma datelor pe care le primiți de la noi. Vă puteți adăuga practic adresa și numărul de telefon, da? O să fac acest lucru în acest moment. Se poate alege orașul. Se poate seta o descriere pentru această adresă, să spunem sediul central, în cazul în care, să spunem, aveți mai multe sedii, da? Și se poate adăuga numărul de telefon. S-au salvat datele și automat ne-au apărut în cont. În secțiunea contracte putem vedea absolut toate contractele pe care le avem, când s-au modificat, când a pornit și dacă este activ sau nu. În secțiunea Documents and Points, probabil că este una dintre cele mai va fi una dintre cele mai utilizate secțiuni, avem partea de introducere de puncte, da? Și absolut toate rapoartele pe care noi le-am urcat cu data la care acesta a fost urcat. Pentru a adăuga puncte avem butonul Add Points. Se poate urca un fișier, așa cum spuneam, un template. Eu nu o să fac acest lucru în acest moment. Însă, după ce se urcă acest fișier, se încarcă în sistem, automat punctele vor apărea în status pending, pentru că ele trebuie validate și validate de către colegul care se ocupă de contul dumneavoastră. În secțiunea Gift Delivery Address avem adresele la care dumneavoastră puteți cere ca premiile pe care dumneavoastră le comandați să fie livrate. Pentru că mulți dintre dumneavoastră probabil că au mai multe sedii în mai multe orașe poate sau în același oraș în diferite zone și atunci se poate seta de aici o adresă, două adrese sau mai multe adrese de livrare. Da? Este foarte simplu, se poate edita o adresă, se poate adăuga adresă după cum vedeți pe ecran. În secțiunea Users, da, avem utilizatorii și care utilizatori sunt activi, care nu sunt activi. În secțiunea Comenzi, aici putem urmări, după cum spuneam, statusul comenzilor plasate pentru premiile pe care dumneavoastră le-ați comandat, inclusiv cu acel status plasată, livrată, anulată. Cam acesta este site-ul. El, desigur, va suferi îmbunătățiri, iar în cursul zilei de... începând cu ziua de mâine, toți partenerii care sunt înregistrați în cadrul programului IPP vor primi datele inițiale de logare și de activare a contului în cadrul acestui portal. Vă mulțumesc pentru atenție și o să dau legătura pentru cea mai interesantă parte a acestui eveniment și anume tombola care va fi prezentată de colega mea Otilia Botezatu. Vă mulțumesc. Bună ziua, sper că mă auziți. Numele meu este Otilia și sunt responsabilă de activitățile de marketing în cadrul Hikvision România. Mă bucur nespus să fiu astăzi aici alături de voi, dar mă bucură și mai mult faptul că am reușit să rămânem într-un număr atât de mare până la final. Sper că ați aflat lucruri utile care să vă ajute în
consolidarea proiectelor pe care le desfășurați în momentul de față sau, de ce nu, poate că informațiile au pus bazele pentru proiectele dumneavoastră viitoare. Mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta, pentru a vă invita probabil la cea mai stimulativă parte a acestui eveniment și anume tombola cu premii. Așadar, avem pregătită pentru voi, după cum urmează, stați așa, avem așa, tombola, pentru care am pregătit 20 de camere web 4K, mai avem 10 camere web HD. Aceste camere sunt perfecte dacă doriți să susțineți întâlniri online într-un mod profesionist și mai avem pentru voi și 10 camere AcuSens. Aceste camere sunt prevăzute cu tehnologia Darkfighter, dar probabil deja știți acest lucru, tehnologie care vă permite să obțineți imagini excelente chiar și în medii cu luminozitate scăzută. Acum că introducerea a fost făcută, eu aș spune să trecem direct la acțiune și să începem tombola. Pentru acest eveniment s-au înregistrat, am aici numărul 423 de persoane, dar în momentul de față sunt active 239 de persoane, ceea ce este un lucru formidabil pentru noi. Pentru extragere voi folosi platforma random.org. Voi trece aici numărul persoanelor active în acest moment, care este 239. Ok. Eu zic să începem. Vom oferi cele 20 de camere 4K. Un moment, să facem puțin, să animăm puțin atmosfera. Îl voi ruga pe colegul meu, Cornel, care mă va și ajuta să notez numerele pe foaie. Ok, să începem extragerea pentru camera 4K. Avem așa 196, numărul 2, 211, 179, 119, 162, 111, 231, 79, 98, 239, deci îl avem chiar pe ultimul înscris activ în această promoție, la acest eveniment, numărul 62, 154, 132. Cornel, spune-mi, te rog, dacă mai e. Încă 6. Ok, încă 6 extrageri. 10. 5. 146. 207. 106. 25. Și cred că am terminat extragerea pentru camera 4K. La sfârșit voi anunța și numele câștigătorului. Vom trece la următoarea rundă de extrageri pentru a câștiga această cameră HD. Și avem așa. Numărul 229, 77, 222, 39, 167, 69, 143, 120, 30 și ultima extragere, numărul 76.
trecem acum la următoarea extragere pentru a câștiga camera AcuSens. Aici avem 10 premii de oferit și avem așa, 202, 55, 142, 202, 53, 98, 219, 38, 124 și mai avem o singură extragere, 190. Acum vă rog să aveți puțină răbdare, întrucât aș dori să îi prezint pe cei care au câștigat. Mulțumesc, Cornel, pentru că m-ai ajutat să notez aici. Poate puțin mai ușor să dăm muzica. Și avem așa, din motive de confidențialitate, am păstrat doar prenumele și numele, de fapt, inițiala numelui, tocmai pentru a nu avea cumva probleme. Așadar, camera 4K a fost câștigată de 196 și avem aici domnul Marius, numărul 2. Domnul Robert, 211. Domnul Victor, 179. Domnul Cătălin, 119. Domnul Bogdan, 162. Îl avem pe domnul Constantin, 111. Este domnul Nicolae, 231. Îl avem pe Marius, numărul 79. Este domnul Calil, sper că am pronunțat corect și sper că este numele, de fapt prenumele, numărul 98. Este domnul Sima, numărul 239. Avem o doamnă, doamna Valeria, numărul 62. Este domnul Horia, numărul 154. Este domnul Iuliu, numărul 132. Domnul Marius, numărul 10. Este domnul Ion, numărul 5. Domnul Axente, numărul 146. Sper să nu mă încurc în numere. Domnul Adi, 207. Este domnul Florin, 106. Domnul Ioan Marian, iar ultima extragere pentru camera 4K este numărul 25. Iar aici îl avem câștigător pe domnul Caius. Următoarea extragere pentru camera web HD. Am extras următoarele numere, 229 și avem așa, 229, domnul Cosmin, numărul 77, îl avem, cred că din nou pe domnul Cătălin, nu știu sigur, 222, domnul Alexandru, numărul 39, este domnul Marius, 167. Îl avem pe domnul Ștefan, 69. Este domnul Orban, 143. Domnul Dragoș, 120. Domnul Vasile, numărul 30. Pe poziția 30 avem așa, domnul George, iar ultima extragere pentru camera HD este numărul 76, iar aici îl avem pe 76, am zis bine, ok, este domnul Ștefan. Pentru camera AcuSens am făcut alte 10 extrageri și aici avem numărul 202, iar pe locul 202 îl avem pe domnul Răzvan, numărul 55. Domnul Ionel, 142, îl avem așa pe domnul Andrei, 202, avem domnul Răzvan, numărul 53, domnul Marin,
numărul 98 este domnul Sima, 219. Îl avem așa pe domnul Daniel, 38. Este domnul Ionuț Ciprian, 124. 24, domnul Cristinel, iar ultima extragere pentru camera Acusens este numărul 190 și îl avem pe domnul Sergiu. Mă scuzați, 190, domnul István Zoltán. Felicitări, domnilor, dar mai am o surpriză pentru voi. Așadar, distribuitorul nostru Secpral a fost încântat să se alăture evenimentului nostru și ne-a sponsorizat acest eveniment cu 5 kituri de alarmă Wi-Fi. Așadar, vă mulțumim Secpral pentru că ne sunteți alături în cele mai importante momente. Așadar, voi începe o extragere pentru cele 5 kituri Wi-Fi. Din nou, voi alege din lista participanților activi în acest moment. Din nou, voi folosi platforma random.org și să începem. Avem așa numărul 57, 150, 11, 64 și ultima extragere pentru kitul de alarmă este numărul 130. Așadar, voi menționa acum și numele câștigătorilor. Avem așa numărul 57, iar pe poziția 57 este domnul Dumitru Iulian, pe poziția 150 îl avem pe domnul Mihai Adrian. Pe poziția 11 îl avem pe domnul Ignat, 64 este domnul Ovidiu, iar ultima extragere pentru acest kit este numărul 130, iar pe poziția 130 îl avem pe domnul Ionuț. Felicitări câștigătorilor! Ne bucurăm că ați rezistat până la final. Nu uitați și de promoțiile noastre active astăzi, doar astăzi și mâine. Acestea au fost, cred că, scrise deja pe chat, le-ați primit și pe e-mail. În cazul în care nu le-ați primit, vă rog să reveniți cu un e-mail către ro.ipp@highvision.com sau pe marketing.ro@highvision.com. În numele întregii echipe, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă urăm succes în realizarea proiectelor și să aveți o zi excelentă. La revedere! Îl voi lăsa pe colegul meu, Dragoș, pentru că mai are câteva cuvinte de spus, iar noi ne vedem la evenimentul următor. La revedere! Așa cum am menționat înaintea prezentării portalului, doresc pentru partenerii care nu au reușit să intre de la început, să reiau prezentarea legată de promoții, în așa fel încât să aveți toate informațiile disponibile, inclusiv pentru cei care nu au reușit să intre de la început. După cum spuneam, în cadrul acestui eveniment, distribuitorii noștri oficiali, General Security, McDouglas Group, Network One Distribution, Secpral și Telesystem, au decis să lanseze promoții dedicate acestui eveniment, promoții valabile 2 zile, promoții care au 2 beneficii, odată prețul special, și în al doilea rând, Hikvision România triplează punctele aferente produselor. Da? Pentru alocarea punctelor, trebuie trimisă dovada de achiziție către Hikvision la adresa ro.ipp@highvision.com. O să reiau un pic iarăși cele 5 slide-uri
promoția colegilor de la General Security, da, compusă din cele 8 pachete cu prețuri speciale, promoția colegilor de la McDouglas, promoția colegilor de la Network One Distribution, promoția colegilor de la Secpral și promoția pe care Hikvision România o are pentru camerele video cu tehnologie Color View Light. Menționez încă o dată, așa cum v-a menționat și colega mea Otilia, perioada valabilității acestei promoții, acestor promoții este de 15-16 aprilie. La acest moment ar trebui să aveți promoțiile deja în inbox, primite pe mail. Vă recomandăm să trimiteți comenzile către distribuitori cât mai rapid, în așa fel încât ulterior finalizării achiziției să ne puteți trimite dovada și să putem aloca punctele aferente promoției. Cu aceasta cred că putem să încheiem evenimentul. Vă mulțumesc în numele întregii echipe Hikvision România pentru răbdarea de care ați dat dovadă și vă așteptăm și la alte evenimente pe care le vom anunța și pe care sperăm că le veți găsi la fel de interesante ca și pe acesta. Vă mulțumesc!